Un bărbat în vârstă de 60 de ani din municipiul Rădăuți a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Bărbatul avea probleme locomotorii, iar trupul neînsuflețit a fost găsit de pompierii sosiți la fața locului. Sora proprietarului a făcut atac de panică, motiv pentru care echipajul medical i-a acordat primele îngrijiri și apoi a transportat-o la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri de specialitate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Rădăuți cu două autospeciale de stingere și o ambulanță Smurd B2. Nu e prima oară. Nu știu ce pune pe foc, ce focul face, că iasă strijei. Numai foc pe hornuri. Foc negru, nu știu ce pune. Cauciucuri, lumeguși, nu știu. Dar era singură persoană sau mai locuia cu ceva? Aici mai locuiește, două persoane care locuiesc. Am înțeles că de ce dată, nu știu. Da? Vecinul Dorel cu soția, da. Nu știu, că am venit în fugă, că noi stăm aici, nu locuiește nimeni aici la mama. Și am deschis ca să poate intra pompierii să-și facă treaba. Am fost anunțați prin 112 despre un incendiu la o locuință particulară în municipiul Rădăuți, pe strada 1 Mai, la locul intervenției deplasat cu două echipaje cu apă și spumă și ambulanța B2. A ajuns, s-a constatat că incendiul se manifesta la o casă cu etaj, pericol de propagare la locuințele învecinate. Din păcate, în interior a fost identificată o persoană care era decedată, fiind evacuată și scoasă în exterior, fiind carbonizată. Alte probleme nu sunt. Se lucrează în continuare pentru lichidarea incendiului. Incendiul este localizat, nu mai există pericol de propagare.